Bun regăsit, dragii mei, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carli Mariana, astăzi vreau să dezvălui secretul pe care l-am eu pentru trandafiri frumoși, plini de culoare și pe termen cât mai lung. Hai să afli despre ce este vorba în minutele care urmează. Dragii mei, pentru a avea trandafiri frumoși, în afara faptului că trebuie să respectăm tăierile care se cuvin, trebuie să asigurăm și o nutriție foarte bună. Iar secretul unor trandafiri frumoși, cu o înflorire îndelungată, o înflorire specifică soiului, ține foarte mult de un îngrășământ foarte bun. Iar acum vreau să-ți prezint cam ce îngrășământ folosesc eu pentru a avea trandafiri foarte, foarte frumoși. Evident, trebuie să avem mare grijă ce îngrășământ folosim. Eu, de exemplu, folosesc unul care este sub formă de granule solubile. De ce folosesc o formă granulată? Pentru că aplic o singură dată și asigură nutriția cam cel puțin 6 luni de zile, fără ca eu să mai intervin, pentru că deja din luna septembrie nu mai este indicat să aplicăm niciun fertilizant și trebuie să lăsăm trandafirul să se maturizeze destul de bine și să se pregătească pentru sezonul rece. Evident, aplicarea îngrășământului este în funcție de momentul plantării. Dacă vorbim de un trandafir care este de ceva timp în grădină, administrarea îngrășământului se face ceva mai devreme. Dacă am plantat deja acum un trandafir în grădină și vrem să îi asigurăm un startup foarte bun, ei bine, putem să aplicăm îngrășământul acesta granular și în perioada mai-iunie. Pentru că ne aflăm în iunie, îți voi arăta cum voi aplica îngrășământ pentru un trandafir care l-am plantat de ceva timp, de scurt timp, ca să fiu mai concis, și îi voi asigura o nutriție de care el are nevoie pentru a avea o creștere armonioasă, pentru a-i crește rezistența la boli și dăunători și, evident, pentru a avea o înflorire cât se poate de abundentă. De ce trebuie să ții cont atunci când alegi un îngrășământ? Trebuie să ții cont întotdeauna ca azotul, fosforul și potasiu să fie cât mai echilibrați, pentru că e cunoscut faptul că azotul va ajuta trandafirul să aibă o masă foliară bogată. Asta înseamnă că va avea o concentrație mai ridicată de clorofilă și implicit clorofila va în bucătăria plantei va determina transformarea soarelui, luminii soarelui în glucoza de care planta are nevoie. Așadar, pe lângă azot și potasiu joacă un rol extrem de important. Trebuie să știi că potasiul ajută la intensificarea absorbției apei în interiorul plantei și, evident, circulația bună a apei în interiorul trandafirului va asigura și transportul nutrienților. Extraordinar de importanți pentru o bună dezvoltare a plantei. Pe lângă acest lucru vreau să-ți mai spun că potasiul este cel care sporește rezistența plantei la boli și dăunători și de asemenea și la secetă și ger. Deci este extrem de important să aibă o concentrație destul de ridicată de potasiu. Iar fosforul este bine cunoscut pentru faptul că asigură o înflorire abundentă și ajută foarte mult la formarea bobocilor florali. Pe lângă cei mai importanți nutrienți pe care trebuie să-i conțină orice îngrășământ, evident mai este important să conțină, așa cum și acesta pe care l-am eu, foarte important să mai conțină bor, cupru, fier, molibden, toate aceste microelemente jucând un rol foarte important în nutriția plantei și în asigurarea dezvoltării bobocilor, pentru că e cunoscut faptul că o carență de calciu, de molibden, de bor, poate împiedica ducerea la bun sfârșit a înfloririi bobocilor. Îți voi arăta efectiv cam cum se folosește acest tip de îngrășământ granular pe care îl recomand, pentru că am spus, am amintit bună oară că te scutește de intervenții prea multe. Le-ai aplicat odată și nu mai intervii pentru a-i asigura nutriția trandafirilor pentru a avea înflorirea pe care tu ți-o dorești. Vreau să spun că pentru un trandafir care deja există în grădină se folosește cam 100 de grame pe metru pătrat, iar la un trandafir pe care îl plantezi de exemplu acum sau cu ceva scurt timp în urmă, vom folosi undeva la 50 de grame de îngrășământ. Îl vom împrăștia la baza plantei, după care vom aplica o udare pentru a începe solubilizarea treptată a acestor granule.
Haideți să-ți arăt exact cum se face. În încheiere eu îți mulțumesc pentru vizionare. Sper să te fi îndrumat spre a alege un îngrășământ pentru trandafirii tăi cât mai bun, astfel încât să ai o înflorire cât mai bogată. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, să distribui și prietenilor acest filmuleț. Te aștept și pe grupul de Facebook Carly, expertul tău în plante, și de asemenea și pe Instagram Carly Marian.